Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am găsit, dragi ascultători. Sunt Luciana Prisecaru, psiholog și terapeut holistic și vă prezint emisiunea Vocea Interioară la Radio Terra Nova. În cadrul acestei emisiuni, mi-am propus să aduc în fața dumneavoastră oameni frumoși care să ne inspire oameni care au traversat diferite bariere ale vieții, ascultându-și vocea interioară și care aleg să transmită mai departe din cunoașterea și experiențele lor. Dragii mei, vara începe cu luna iunie și tot în luna iunie, pe 24, avem o mare sărbătoare. Ziua ei naționale sunt zienele, iar conform calendarului creștin-ortodox se sărbătorește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Astăzi, în cadrul acestei ediții, vom vorbi despre sânziene și feminitate, și, evident, despre ea națională. Invitata mea este Cristina Mazilu, de profesie inginer, activând în administrația publică și de câțiva ani buni, este pe această cale a dezvoltării spirituale în călătoria către sine. Cristina este una dintre prietenele mele. Pe care am cunoscut-o la un eveniment plin de feminitate, respectiv o prezentare de modă. Am simțit să fac această emisiune cu ea, deoarece emana atâta frumusețe interioară și feminitate, încât am considerat că este o persoană potrivită să facem această emisiune. Draga mea Cristina, îmi face o deosebită plăcere să realizăm astăzi această emisiune. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitația, Luciana. Bine te-am găsit și sunt onorată să fiu în acest studio. Și simt ca emoții. Puțin. <laughs> Dar sunt constructive. Cristina, încă de când te-am cunoscut, te-am apreciat foarte mult pentru feminitatea pe care o emani, pentru frumusețea aceasta interioară care este <laughs> vizibilă, și, evident, și pentru modul în care te îmbraci și-ți menții această uh, energie feminină. Te rog să ne spui cum reușești tu să-ți menții această energie feminină? Draga mea Luciana, mă bucur că m-ai chemat să vorbim despre Ia Națională, pentru că este un obiect vestimentar atât de feminin pe care eu îl iubesc foarte mult. De aceea, chiar astăzi, port o ie tradițională, veche de 100 și ceva de ani, pe care mi-am achiziționat-o din Maramureș și, în cinstea acestei sărbători, m-am îmbrăcat în această ie foarte valoroasă pentru mine. Sunt feminină, da, pentru că am învățat că e bine să fii feminină și nu feministă, pentru că, într-adevăr, noi. Cândva, noi doamnele, am vrut să fim egale cu bărbații, dar nu este nu, noi nu suntem egali. Fiecare are rolul lui în această viață. Și evident și fiecare cu energia și lui. Și fiecare cu energia lui. Din păcate, în ziua de azi, vedem cât foarte multe femei care sunt în energie masculină și de aici sunt foarte multe probleme în societatea noastră românească. Și am ales ca de câțiva ani să... Am ales feminitatea Am, pentru că o femeie, în energia ei feminină, în energia ei de femeie, este foarte puternică. Nu este puternică atunci când uh, își arată mușchii ca un bărbat, ci este puternică în momentul când este în energie feminină. Ce fac eu? Așa este. Uh, particip la foarte multe cercuri de femei: cercuri de lună plină, cercuri de lună nouă. Lucrez cu dez, foarte mult Pe parte de dezvoltare spirituală De dezvoltare personală Și am învățat Ușor, ușor Ce înseamnă să fii feminină să ții, să ții cont De ciclurile lunare, lună nouă Lună plină, cum reacționează femeia În anumite perioade Trebuie să ținem cont de noi Și de corpul nostru Corpul nostru ne spune foarte multe Dacă îl ascultăm și, dacă, și de asemenea o caracteristică foarte importantă a feminității este intuiția pe care încerc, încerc de-a de parține antes, cumva femeia, exact, rând. încerc foarte mult să o să mi-o dezvolt pentru că atunci când am luat hotărâri cu inima acele hotărâri au fost cele mai bune și nu atunci când am am hotărât din minte și mi-am dat seama că aia era, aia era adevărata mea putere feminină Așa este, într-adevăr, bărbatul este raționalul și femeia este emoția, este e. intuiția. Dar dacă noi ținem cont de această intuiție și ne manifestăm din ea, e, exact cum ai spus și tu, avem acea energie în care putem să construim foarte mult și să, și să emanăm feminitate în jurul nostru, și exact din această feminitate putem să. Putem să fim noi și asta îi spune totul. Să creem relații sănătoase atât cu copiii noștri, cu soții noștri, partenerii noștri, pentru că din energia noastră feminină putem să dăruim uh, și celorlalți din jurul nostru iubire. Noi, femeile, cum ai spus tu, suntem uh, conduse foarte mult de emoții și dacă noi nu ne ascultăm aceste emoții, nu avem ce să dăruim în jurul nostru. Și mă bucur că m chemat cu, această, cu prilejul acestei sărbători, pentru că eu consider că ea națională este un obiect vestimentar deosebit de feminin, pe care dintotdeauna femeile noastre, româncele noastre, de când? De, de la Decebal și Traian îl poartă, atât în evenimentele fericite ale vieții, cât și cele mai triste, atât la, la muncă cât și la horă. Și cât și la biserică. Și la biserică, evident. <laughs> <laughs> și consider că, așa cum au purtat-o cu mândrie Regina Maria, și avem multe fotografii în sensul ăsta cu ea îmbrăcată în ei foarte frumoase, de asemenea a fost purtată și pe Lacan, pe Covorul Roșu, anii trecuți. Consider că trebuie să o prețuim, să o purtăm cât mai des, este foarte feminină și este un obiect foarte versatil. De, să te îmbraci cu el, poți să îl asortezi cu o fustă de blugi, cu o fustă neagră, cu blugi, cine poartă pantaloni. că Eu prefer foarte mult rochițele. Da, așa este. Și, și acum, fiindcă tot ai vorbit de pantaloni și de rochițe, da, chiar am observat că tu nu porți pantaloni. Nu poți deloc? Sau de când ai descoperit această cale de a fi în energia feminină, că într-adevăr tu ești permanent așa de o, de o frumusețe? Parcă ești o sânziană în fiecare zi. Îți mulțumesc mult, ești foarte drăguță. De când lucrez pe partea de feminitate? Asta a fost începând cu 2018, când am participat la un litri de feminitate și acolo am învățat că uh, trebuie să lucrăm cu la, în energia pământului energia soarelui cum atragem noi femeile energia pământului care ne hrănește ne împlinește ne face puternice prin faptul că noi dacă purtăm roche sau fustă se creează ca un con da. prin care energia pământului mama pământ ne trimite energia ei foarte hrănitoare și de aceea femeile ar trebui să poarte cât mai mult fuste sau rochi pentru că pantalonii sunt foarte frumoși la sală, <laughs> la când te duci poate la piață să te simți mai lejeră, dar pantalonii cumva, purtându-i zilnic, masculinizează șoldurile, talia, ne ducem în, noi, în energia masculină. Ne mergem, da, exact, în energia masculină. Și nu asta ne dorim. Noi ne dorim ca să fim cât mai feminine, pentru că tocmai asta este că multe femei spun de ce, de ce mi se întâmplă niște lucruri, pentru că sunt foarte multe în control și în energie masculină. Da, și de asemenea, chiar acum că tot a venit vorba de lucrul acesta, chiar unei doamne. I-am recomandat să poarte mai mult roche și fustă Pentru că am văzut că tot ceea ce nu mai era armonie între ea și soțul ei Venea fix pe acest uh, motiv Și uh, unele femei nu-și dau seama că dispare pasiunea dintre, uh, din relație Din uh, acel cuplu Tocmai că femeia și-a și pantalon și uită să se mai îmbrace în fustă Păi dacă uiți să te îmbraci în rochiță sau în fustă Dispare și feminitatea Absolut, de ce bunicile noastre se duceau îmbrăcate în fustel, să sape ogoru, pentru că ele se simțeau libere și ele erau în contact cu pământul. Asta, asta și e mi-am mi -am adus aminte acum, chiar, pur și simplu, parcă mi a adus într-un spațiu de conștientizare, că nu mi-amintesc ca mama mea să fie avut vreodată pantaloni și fonier, nici măcar la vârsta aceasta a bătrâneței. Deci chiar niciodată n-a avut pantaloni. Păi, dacă ne amintim până în, când la începutul secolului, când într-adevăr s-au inventat pantalonii pentru femei și au renunțat la corsete și așa, toate femeile, purtau, toate femeile purtau fuste pentru a li se evidenția talia, pentru a fi feminine, pentru a li se vedea partea de, de colteu. Uh, frumusețea, femeie. frumusețea femei corpul femeii. De fapt noi trebuie să ajungem să ne să ne iubim corpul, să fim în păcate cu și în armonie cu corpul nostru și de asemenea e clar că trebuie să ne îmbrăcăm cu ce ne stă bine. Ori o rochie bine aleasă. Credeți-mă, vă scoate din anonimat Acum să revenim puțin la sânziene. Te rog să ne vorbești puțin aici, pentru că tu ești o sânziană în fiecare zi și vreau să-ți aflu secretul. Apropo de sânziene, acum câțiva ani, cred că în 2015, mi-am pus o ie pe mine și cum a păruse Facebook-ul ăsta, încă nu era așa de evoluat acum, deja alte canale i-au luat locul, mi-am pus poza cu ea pe Facebook, spunând că e ziua ei naționale și sunt zienele M-a văzut un domn, fotograf celebru, astăzi, <laughs> <laughs> și mi-a trimis un mesaj și mi-a zis: Eu vreau să-ți fac azi niște poze în ie. <laughs> și m-a luat așa pe nepregătite, -aveam, nu eram toată pregătită, am făcut roze de două fuste foarte frumoase care se potriveau cu ea și am plecat undeva în oraș, nici măcar la Muzeul Țăranului, că așa vroiam eu, că așa vedeam eu m-a dus într un loc unde într adevăr se vindeau obiecte din lemn masiv și niște chio un chioș cu leț foarte rustic un leagă rustic... A găsit rust. un decor a găsit un decor potrivit credeți-mă pe cuvânt mi-a făcut cele mai frumoase poze în ie și vreodată, deci de atunci nu am mai făcut așa poze frumoase Domnul se numește Ovidiu Ștefan și dacă o să audă acest interviu, o să se bucure tare mult, pentru că este un iubitor de frumos. Mă bucur că mi-ai împărtășit și nou acest lucru. Iubesc foarte mult ea și iubesc rochile diafane, albe, chiar cu inspirație folclorică. Și aici să revenim la sânziene, Sânzienele, cum le vedem noi așa? Cum ni le închipuim noi? Sunt niște fete frumoase, tinere, îmbrăcate în rochii inspirate din folclorul național și cu coronițe frumoase de sânziene și Pline de feminitate. Și pline de feminitate, care fac cercuri, dansează și câteodată sunt. Uh, comparate cu elele, dar nu sunt ele <laughs> nu sunt Ele sunt uh, uh, Se numesc uh, Sunt făpturi reale, fantastice Numite sfintele, frumoasele Făpturi luminoase de aer Albe, frumoase, binef cuvânt, uh, binefăcătoare În schimb Elele sunt confundate, deci câteodată sunt confundate cu elele, care sunt măiastrele sau vântoasele, care de regulă sunt zânele rele. Însă, noi aici vrem să vorbim despre sânziene și despre ce obiceiuri aduc ele în viața noastră, mai ales în viața țăranului român, care a ținut tot timpul cont de anumite sărbători. Da, evident că ne spune ceva această zi. Și te rog să, să ne împărtășești tu. Ce mi-a plăcut mie citind despre sânziene și pregătindu-mă puțin uh, pentru această emisiune cu Luciana, uh, de sânziene tradiția spune că timpul se face bun, îngăduitor, crește și cuprinde gândul omului, purtându-l peste câmpurile și poinile pline de flori, parfumate cu miros de rai. A, pentru Miruna. că... Uh, Sărbătoarea este una cu totul specială și ține o noapte și o zi, iar noaptea de sânziene este una magică, este noaptea focurilor de vară, fiindcă este vară în cer și vară pe pământ, este vară în suflete și trupuri, este în anotimpul dragostei și al vieții plenare. Eu sunt născută vara, iubesc vara cu toți porii mei, îmi place căldura, îmi place... Îmi plac culorile verii, pentru că de sânziene Ați văzut că, virgulă, câmpul este plin, plin de flori. flori, toate culorile și poți să-ți faci așa un buchet superb din flori de câmp Des ziene, Deci după această sărbătoare începe cositul și se anunță o, o, recoltă, o recoltă frumoasă se, pentru această sărbătoare se mai fac practici de pomenirea morților, numite moșii de sânziene Coronițele se atârnă de la cruci, de la morminte, în tradițiile populare, la țară, unde încă se, încă se păstrează aceste tradiții Și mai era un obicei, parcă cu pusul, supernă, cu fetele, da, nu știu cum, dacă poți să ne împărtășești Da, spune așa că aceste cununi mai au rolul de a ghici viitorul, ursita ele sunt aruncate pe casă sau pe șură și în funcție de modul în care rămân pe acoperiș, atârnate de hornul casei sau cad jos, anul care va urma va fi bun sau rău, tinerii se vor căsători cu omul iubit sau nu, recolta va fi bună sau proastă, locuitorii casei sănătoși sau bolnavi vor avea noroc sau ghinion etc. În funcție de cum arunci coronița de sânziene și cum cade ea. <laughs> sunt semne pe care, de care oamenii în trecut țineau, țineau cont, pentru că ei foloseau foarte mult partea de intuiție. Pe vremea aceea, să ne amintim, nu existau telefoane, nu existau erau televizoare. Oamenii autentici. Erau oamenii autentici și erau foarte legați de natură și de pământ. De tot ce înseamnă semnele pe care ți le dă natura și... Da, că la oamenilor în acele vremuri nu le trebuia prea multă școală, că ei aveau toate aceste capacități în ei și se ghidau. Despre sânziene se mai știe că iau glasul cucului. Că începând din 24 iunie, cucul amuțește, pleacă în munte. Și tot atunci se spune, și asta mi-a plăcut foarte mult, atunci va ști femeia gândul bărbatului, când va ști ziua când pleacă cucul. Și se mai, se mai spune în această tradiție că femeile atunci începeau să fie mai receptive la, la bărbații lor, știau să înceapă să fie mai feminine, intrau în energia asta feminină. Pentru că, să revenim la energia asta feminină de care am vorbit la începutul emisiunii, o femeie în energie feminină, ea... creează Crează. Chiar și mâncarea pe care ea o gătește este o mâncare... Încărcată cu uh, gânduri bune, cu energia ei bună. Când se apucă de făcut o mâncare, o femeie trebuie să fie într-o energie relaxată, să nu fie nervoasă, să fie uh, deschisă, ca să, că altfel mâncarea nu este bună. Este otrăvește tot ce dacă dă mâncarea aia poate să, poa să trimită lucruri negative. De aceea femeia trebuie să fie în energie femină ca să fie să dea mai departe celor dragi din energia ei. Să aducă multă bucurie și multă frumusețe în în jurul, în jurul ei. ei. Exact. Da, și nu întâmplător bunicile noastre din câte știu eu și cunosc eu chiar în momentul în care găteau, cântau Că erau așa o bună dispoziție, da. da, vorbea cu legumele, cu nu știu, cel puțin eu așa am prins. Știi foarte bine, Luciana că gândul și cuvântul construie și creează. Femeile foloseau atât gândul, dar și cuvântul. Și în momentul când unele, când vor învârteau în mâncare, spuneau, Vasilică, să mă iubească, să vină acasă repede, <laughs> să-i să, placă, să placă mâncarea, să încărcau energetic acea da. mâncare. Se poate face și în mod negativ lucrul acesta, evident, dar nu vorbim acum despre partea asta. Că nu ne reprezintă. Nu ne reprezintă pe noi. Dar, de asemenea, o femeie în energie feminină, doar cu gândul, gândiți-vă că au fost perioade grele în, în istoria omenirii. Femeile, într-adevăr, care își iubeau foarte tare bărbații și care se gândeau la ei, își aduceau bărbații acasă, vine, vătămați de pe front. Așa este. Transmiteau, Transmiteau telepatic, telepatic gândurile și uh, energia de susținere. de susținere. Pentru că o femeie în energie feminină are puterea de a susține tot ce este în jurul ei, inclusiv pe bărbatul ei. Normal. Pe copii și pe bărbatul ei. De aceea ea trebuie să lucreze cu ea, să fie ea bine, pentru că dacă femeia este bine și restul uh, familiei este foarte bine. Uh, și acum că mi-ai uh mai adus așa într-un punct în care să spun uh, tocmai că dacă femeia nu ține cont de această uh, energie, își pierde din feminitate, s-a pierdut și această uh, putere de a crea. Așa este. Noi toate ne dorim acum să fim șefe, să fim CEO, să fim manageri. Însă, dacă am face chiar și aceste roluri pe care noi trebuie să le îndeplinim în societate, dacă le-am face din această energie, Din energie feminină, credeți-mă că ar fi o lume mai bună Ca o grădină ca care înflorește Ca o grădină care înflorește, chiar și subordonații se vor simți mai bine Însă toate femeile acum vor să dețină controlul Și nu vorbesc că și eu câteodată mă, mă observ cum vreau să dețin controlul în anumite situații Bine, dar pe tine te ajută că tu nu folosești pantaloni. Da, exact. sunt conectată cu pământul permanent încă folosesc rochi și apoi să fac o mică paranteză despre rochi, având în vedere că îmi place să port atât de mult rochile și mi le și potrivesc după corpul meu, conformația mea, pentru că e foarte important să-ți cunoști corpul și conformația corpului. Și să te simți bine. Și să, așa, atrag... Apropo de regia atracției, atrag în jurul meu Absolut toate creatoarele de modă. Deci, fără să mă cunoască prea bine, toate creatoarele vor să vorbească cu mine. Și mie mi se pare foarte interesant cum Universul lucrează pe acest aspect al plăcerii mele. Asta e o plăcere de-a mea, e o pasiune de-a mea să mă îmbrac în rochie. Și îmi plac rochile feminine, îmi plac rochile care mi descoperă corpul în mod frumos, autentic și ușor senzual, evident, că suntem femei. Da, și aveam și această latură. Acum, fiindcă suntem pe final de emisiune, Cristina, ce ai dori să mai adaugi? Dacă dorești să mai punctezi ceva și nu ai reușit și evident ce mesaj ai pentru ascultătorii noștri? Da, vreau să mai completez la ce am spus, că ca să mă încarc. cum se încarcă femeile? Cu energie feminină. Trebuie să ne gândim. Bineînțeles că fiecare avem specificul nostru și felul nostru de a ne încărca. Vorbesc în numele meu și spun că întâlnirea cu alte femei în cercuri în care putem să facem rugăciuni sau să cântăm diverse mantre sau să, să amplificăm practic energia feminină sau să ne da și să sau să dansăm pe anumite uh, muzici care să ne să ne trezească energia feminină sau kundalini, mm -hmm. energia vieții Asta ne, ne încarcă pe noi, femeile, și le recomand ascultătoarele noastre, mai ales, să, să participe la cercurile de feminitate, să nu fugă de cercurile de feminitate, pentru că acolo chiar se încarcă. Întâlnești femei, întâlnești modele de viață sau alte Sau ca... Te descoperi? Sau în te descoperi și... exact prin gura femeii din, din fața ta poți să. Universul poate să-ți trimită un mesaj și trebuie să fii doar conștientă și uh, prezentă în momentul acela. De asemenea, uh, am învățat în Thailanda, când am fost în ritrit, uh, o practică foarte uh, sănătoasă, zic eu. Să învățăm din când în când noi, doamnele, care vrem tot timpul să facem treabă, să învățăm să facem nimic. Da, bine spus. <laughs> adică, chiar dacă în casă mai e cu aspiratorul de da sau două vase de spălat. Nu. În momentul ăsta, tu ce simți? Simți că vreau, că vreau să stau. Ok. Te așezi într-un loc, îți aprinzi o lumânare, un bețișor și începi să te conectezi cu tine. Ce și te întrebi ce își dorește sufletul tău. Și în momentul ăla credeți-mă, încet încet, făcând practica asta, tot timpul vezi avea un loc unde vă găsiți uh, încărcarea cu feminitate. Îți mulțumesc mult de tot, Cristina, Îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine la această emisiune și, evident, pentru um, lumina și frumusețea pe care a emanat-o în jurul meu. Dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră și nu uitați, vocea interioară este ghidul infailibil care ne conduce pe drumul cel drept.